Avem amețitele și mafioții care divorțează. Păi le-au divorțat, știi ce se întâmplă? Au plecat în pulum. Păi ce cu nebunele care ele când divorțează, gata, devin clapărițe? Păi nu mai erai fată de casă nebună, nu le-ai preferit așa pe ăla. 99,9% dintre toate divorțurile sunt plecate de la faptul că efectiv nu face sens. Bă, le-și spun, bă, citele alea care divorțează și după aia își iau toată gașca la rând că să divorțeze și alea? Tu n-ai cum să te duci la curs de orgasm? Ce e dracu e ăla curs de... Nu știi ce nu știi ce cu tine sau ce s-a tăpt? Vreau să știu și eu când divorțați, ce vi se numește? Sunteți ca alea care intră la menopauză? Le știți pe alea, e o categorie acum. Mafioții care divorțează sau care sunt părăsiți și slăbesc pe loc 25 kg. Ce s-a întâmplat? Ce femeie? Mi-e dor de pisică. Viața ta. Păi știți pe aia că o purtaia cu semicursele. Deci au semicursiera. Și cu roți subțiri așa și se îmbracă efectiv ca în turufrațe. Sunteți printre tomberoane și șobolani. Aici. Nu e turufrațe, nu e nicăieri, nu să mergi. Te grec cu potrans pe Grășan, ia-ți bicicleta, ia-ți-o pe mașină și du-te și plimbă-te pe acolo, unde nu nimeni, nu știu, poate te și duci, duce-te-i. De ce nu mergeți să faceți sex? Voi n-ați văzut că toți ăștia care fac ciclism sunt divorțați?